Inteligența emoțională, cunoscută și sub numele de IE sau EQ, este capacitatea creierului de a prevedea sentimente și apoi de a le folosi, de a asculta ce au de spus și de a le gestiona eficient. Persoanele cu un nivel ridicat de EQ își recunosc propriile emoții și le pot identifica la alții. Acest lucru le permite să discearnă între diferite sentimente, să-și ajusteze stările interioare și să comunice mai bine. Poate cel mai relevant model de inteligență emoțională a fost dezvoltat de psihologii John Mayer și Peter Salovey, care l-au definit în 1990 ca fiind suma a patru abilități: perceperea, utilizarea, înțelegerea și gestionarea emoțiilor. Perceperea emoțiilor este capacitatea noastră de a le detecta pe chipuri, în imagini și în voci, inclusiv în noi înșine. Este fundamentul inteligenței emoționale și face posibilă toate celelalte procesări ale informațiilor sentimentale. Utilizarea emoțiilor este capacitatea de a ne armoniza mintea și inima. Persoanele care sunt inteligente din punct de vedere emoțional își pot percepe stările de spirit schimbătoare și, ca urmare, pot schimba ceea ce fac pentru a-și canaliza eficient sentimentele. Înțelegerea emoțiilor este capacitatea noastră de a înțelege relațiile complexe dintre sentimente. Aceasta implică recunoașterea și descrierea modului în care stările de spirit evoluează și se schimbă în timp. Gestionarea emoțiilor este capacitatea de a regla sentimente în noi înșine și în ceilalți. Persoanele care se pricep la acest lucru își pot controla sentimentele, își pot gestiona stările de spirit și sunt capabile să influențeze emoțiile celorlalți. În timp ce unii oameni par să fie înzestrați în mod natural cu toate cele patru abilități, alții trebuie să muncească din greu la fiecare dintre ele. Vestea bună e că majoritatea dintre noi ne putem îmbunătăți IQ-ul prin mindfulness, exerciții, terapie și educație. Și se pare că merită efortul. O inteligență emoțională mai ridicată este adesea corelată cu un succes academic și profesional mai mare. Acest lucru se datorează faptului că emoțiile noastre și modul în care le gestionăm au un impact direct asupra capacității creierului de a asculta și de a învăța. După cum a concluzionat Peter Salovey, oamenii bine dispuși sunt mai buni la raționamentul inductiv și la rezolvarea creativă a problemelor. Deci, ce părere aveți? Este inteligența emoțională ceva ce putem și ar trebui să încercăm să predăm în școli? Și dacă da, cum? Spuneți-ne gândurile și experiențele voastre de îmbunătățire a propriei EQ în comentariile de mai jos.